Bine v-am găsit, prieteni. E o seară specială pentru mine, după cum puteți să vă dați seama, sunt într-o cameră de hotel. Am pregătit și lumânări, le-am aprins, le-am pus aici lângă pat, pentru că urmează, cred că, să vorbim despre cel mai întrebat și discutat subiect pe acest canal și cred că în sfârșit nu pot să mă mai ascund și nu mai pot nici să dau înapoi. Astăzi o facem. Am lângă mine un fierbător de apă, Philips Steaks 2000. Glumez, nu știu ce firmă e, dar am lângă mine un fierbător de apă, pentru că astăzi este ziua după aproximativ 3 ani sau 4 ani și vreo 600 de episoade în care în sfârșit facem episodul mult promis, acum vreo 500 de episoade, cum să folosești un fierbător de apă. Mare grijă, o să spun asta o singură dată, cu fierbătorul nu e de joacă, deja mi-am ars un tricou, sincer, nu faceți asta acasă dacă nu aveți suficientă experiență. Bun, primul pas este să luăm ăsta din suport și să îl umplem cu apă. E foarte simplu, mergem la robinet. Turnăm niște apă. Nu trebuie neapărat să vă încrucișați mâinile, dar asta e o tehnică pe care îmi place mie să o folosesc. Bun, eu zic că ajunge apa asta. Punem la loc ăsta suport și atenție. Băgăm în priză. Și acum el ar trebui fie să pornească automat, fie să aibă un buton pe aici, pe undeva. După cum puteți auzi, fierbătorul scoate niște sunete. Nu vă speriați, sunt complet normal. Îl lăsăm așa până cât... Mi se pare nou că a început să fiarbă apa, nu dau seama exact cât trebuie să-l lăsăm, dar ceva o să se întâmple când e gata. Dacă nu sunteți siguri cât de cald e, trebuie doar să masați fierbătorul aici, pe butică, în partea asta, ca să vedeți cât de cald e și dacă e suficient de cald, pur și simplu, scoateți din priză și turnați apa într-o cană pe care eu o am aici și pe care o voi folosi. Voi folosi și un pic de ceai. Punem niște zahăr, nu e sănătos, dar... Și cred că putem să oprim fierbătorul. Hai să vedem. Da. Nu se vede niciodată fierbătorul în priză. Luăm o linguriță. Și amestecăm. Foarte bun ceaiul. Foarte, nu știu exact de ce are gust. De fapt e rău, am zis-o doar așa pentru că filmăm și... Vreau să vă impresionez. Dacă asta a fost, contează foarte mult calitatea apei. Atenție, calitatea apei, câte minute lăsați. Pare ușor, dar nu e chiar de ușor să folosești un fierbător. Oricum, nu uitați să mă urmăriți în continuare și pe Instagram, și pe YouTube, și pe Facebook, și pe toate linkurile pe care le-am în descriere pentru și mai multe tutoriale. Să-mi spuneți dacă doriți mai multe tutoriale pe comunitatea acolo unde am o secțiune de comentarii, mai multe tutoriale, mai multe rețete, că eu le fac, mi-e place să experimentez. Sunt o persoană 2020 care deschisă, open mind, îmi place să fac
chestii.